Ia auzi-l. 2-0 TDI-ul care mișcă lumea. Fiți atenți ce avem aici. Noua utilitară ușoară lungă de 4,5 metri. Volkswagen, noul Caddy. De acum construit pe aceeași platformă tehnică utilizată și de Golf 8. Fața este complet redesenată. Avem acest ornament negru lucios în locul în care ar fi trebuit să avem o grilă clasică. Iar spoilerul este desenat așa. Ăsta este radarul pentru sistemele de asistență șofer care te anunță, de exemplu, dacă te apropii prea tare de mașina din față, și este și radarul folosit de sistemul de cruise control adaptiv. Poți să comanzi pe mașină, cum avem pe acest exemplar, faruri full LED. Semnătura luminoasă pe timp de zi este aceeași cu pozițiile. 860 de euro costă extra. Ca să terminăm cu prețurile, exemplarul de aici este un 2.0 TDI manual cu ceva dotări pe el, cu 31.000 de euro preț de listă, dar o acțiune, acum o ofertă de lansare, duce prețul cu 4.000 de euro mai jos. Deci ce vedeți aici, poți să-l iei dacă ar fi să cumperi ca mașină nouă cu 27.000 de euro cu TVA. 2.0 TDI pe lângă un motor pe benzină, și o să vorbim despre diesel pentru că probabil va fi cea mai achiziționată soluție în continuare. Vom avea și Caddy electric foarte curând, de aceea avem această față a mașinii care renunță la grila clasică și avem doar aerisirea aceea desenată spectaculos din spoiler. 2.0 TDI 75, 102 sau 122 de cai putere, aici avem 102 cai putere manuală în 6 trepte. Ușile culisante care oferă un acces fantastic în această versiune combi, dacă vreți, ce poate fi folosită și ca mașină de familie de către cei care, de exemplu, au un câine foarte mare care are nevoie de un acces foarte bun, foarte facil în mașină. O să închidem acum ușa culisantă și o să mergem în partea din spate unde trebuie să dai vreo 200 de euro pentru a avea aceste stopuri full LED pe mașină. Avem ca la mașinile clasice Volkswagen de generație nouă inscripționarea modelului, nu înțeleg de ce, în mijlocul spatelui. Caddy. Caddy de la Caddy, nu de la Cadillac. Sigla și ea înfiptă mare în mijlocul lunetei, care arată foarte bine pentru că pe acest exemplar au fost comandate geamurile spate și lunetă cu tentă închisă. Ne apropiem un pic pentru a vedea designul acestor stopuri full LED pe care trebuie să plătești extra, după cum am zis. Dai 1000 de euro doar pentru a avea farurile și stopurile LED pe noul Caddy. În spatele haionului uriaș, care și el poate fi comandat electric, avem un spațiu de depozitare de 1200 de litri. Dacă renunțăm la scaune să fac 2500 de litri, pot să transport cu mașina asta 640 de kilograme. Foarte practice luminile LED de aici, deasupra ta, când deschizi haionul. Vezi ceva cât de cât în întuneric. Avem priză, alte lumini cu LED, loc de boxe și diverse cârlige. Cum sunt plasticele în portbagaj, așa sunt în tot interiorul. Scaunele se pot plia și ridica, de aceea avem aceste mânere aici. Și apoi mai tragi de ceva din față și îl ridici, îl demontezi ce vrei tu.
spații uriași. Știți deja ce înseamnă o utilitară ușoară din segmentul ăsta, știți deja foarte bine. Nu au ce să schimbe foarte mult, pot doar să le deseneze, să le facă cât mai plăcute, cât mai moderne, dar nu poți să renunți la formă și la toate beneficiile pe care le ai de la ușile culisante, de exemplu. Spătarul locurilor din spate este reglabil. Ne uităm, desigur, la o dubă, da? Volkswagen Caddy. Și ajungem la interior. Inspirația este clar Golf 8. Ce vedeți aici este un model cu ceasuri și infotainment standard. Poți să ai InnoVision cockpit, adică display-ul mare, în dreapta, pe mijloc, fix ca la Golf, completat de instrumentarul de bord complet digital. Nu este cazul pe acest exemplar. Preluate de la Golf, designul grilei este preluat și în designul acestui plastic care face parte dintr-o bucată din fața de ușă din acest segment. Aici avem o zonă mai moale, electrice față și în partea de jos un buzunar destul de generos cu același design pentru zona care acoperă difuzorul din portiera față. Preșurile, chiar dacă sunt textil, sunt cumva tăviță. Preluate de la Golf, un mic material lucios aici. O zonă de depozitare sculptată în bord, în partea de sus. Micul touchscreen, shortcut-uri pe butoane, pe zonă cu comenzi prin atingere, ajungem imediat la ele. Două prize USB-C, una normală, manual în 6 trepte. Și o tapiserie heavy duty. O simți imediat la mână că o să iei o cârpă și o perie și o să dai pe unde ai murdărit-o după ce ai cărat tu chestii. Și nu te simți vinovat că faci asta, că frești cum trebuie unde ai pătat. Sunt curios ce părere aveți voi despre noul Caddy și jantele lui de tablă pe 16. Nu, sunt curios ce părere aveți de mașina asta și sunt curios cât de repede vreți să o vedeți full electrică. Comentați, vă rog. Și ne vedem în comentarii acolo să ne certăm că de ce are mașina asta 2.0 TDI. Poți să-ți o cumperi și cu motor pe benzină. Da. Okay. Ajungem în habitaclu, ne urcăm, trântim ușa, că suntem cu duba, deși nu e nevoie să trântim, și ne uităm din nou la fața de ușă, interiorul portierei cu designul care ne amintește de grilă. Aici avem zonă de control prin atingere. Funcționează foarte bine. Ca și asta, unde avem un shortcut pentru sistemele de asistență șofer, aici nu avem foarte multe, de aceea nu apar foarte multe, sau pentru climă. Avem scaune încălzite pe acest exemplar. Și acest touchscreen, mica navigație, cum zicem noi românii, care nu se mișcă foarte bine, dar suntem totuși într-un Caddy. Sistemul ESP, poți să-l dezactivezi de aici, într-o oarecare măsură. O filtrare extra de la Climatronic,
Repet, suntem într-o dubiță. Acceptabil. Aici am avea comenzile cu prin atingere pentru volum și pentru climă, dacă avem display-ul mare. Volanul este volanul de cea mai nouă generație cu butoane și acest exemplar are versiunea de top de volan pentru kid îmbrăcat în piele și cu o multitudine de comenzi pentru micul display de aici. Repet, și aici poți să ai instrumentar de bord complet digital și cu bordul InnoVision cockpit se schimbă complet ambianța. Cred că aproape uiți că ești într-un Caddy. Și asta este preluată, manșonul este preluat de la Golf 8. Avem test cu mașina asta pentru Super Speed la Pro TV. Debutăm cu sezon nou pe postul vostru TV preferat din 20 februarie și în acest sezon avem test amplu, vă spun acolo cum se simte, cum se simte platforma asta sub noul Caddy. Noul Caddy pe noua lui platformă preluată de la Golf 8, desigur, versiune cu punte spate semi-independentă. La final, vă dați seama cum era să pună pe mașina asta niște evacuări fake? Vă place cum arată noul Caddy? Dacă ar fi nevoie pentru business-ul vostru, sunt curios ce utilitară ușoară v-ați cumpăra. Sunt foarte curios, aștept comentariile și răspunsurile voastre. Puteți să-i dați teroare lui Giurgia, @CostinGiurgia pe Instagram și să-l întrebați: Costin, tu ce utilitară ți-ai cumpăra? Mie, dacă îmi scrieți pe @BraTudor, tot pe Instagram, vă răspund la fiecare în parte. Așa că vă așteptăm pe conturile noastre și nu uitați, din 20 februarie, noul sezon Super Speed la Pro TV, unde vedeți inclusiv test cu mașina asta.